stimați invitați, dragi colegi, am intrat în 2008 în Parlamentul României cu un singur gând. Să ajut comunitățile care m-au trimis acolo. Am ținut aproape de ele, ba mai mult, din fiecare localitate am dus grupuri la Parlament să-și spun acolo ofurile, să le explic ce facem parlamentar la București. Am fost mulți ani în opoziție. Am văzut cum propunerile legislative ale PSD și PNL n-au putut să treacă. Dar am trăit acel moment extraordinar când fiecare vot a contat și a picat guvernul Boc. Ceea ce a făcut, să avem un guvern USL și să ne ajute și am câștigat detașat alegerile locale. Ca președinte interimar al PSD Mureș, am încercat să desemnăm importante persoane care s-au remarcat pe plan profesional și care au confirmat în ceea ce au făcut ele în județul Mureș, ca să candideze pentru Parlamentul României. Susțin pe toți cei 12 candidați și le țin pumnii să reușească și le promit că atunci când vor ajunge la București, să fiu un ghid pentru a învăța repede coridoarele Casei Poporului sau Palatului Parlamentului și să îi învăț procedurile parlamentare. Domnule președinte Victor Ponta, domnule prim-ministru, domnule președinte Crin Antonescu, domnule președinte Daniel Constantin, domnule secretar general Liviu Dragnea, stimați miniștri, faptul că astăzi sunteți prezenți la Târgu Mureș ne onorează și în același timp ne obligă. Toate organizațiile USL Mureș, în frunte cu candidații, vor face cunoscut programul USL în fiecare localitate, în fiecare cartier, în fiecare uliță, la fiecare cetățean, să știe că programul USL e singura șansă pentru România. Mulțumim mult de prezența noastră!